Am ales să mă înscriu în acest accelerator pentru că am considerat că mai am multe de învățat, mai ales că informatica este un domeniu care evoluează de la lună la lună chiar și vreau să fiu un pas cu curiozitățile copiilor. Un moment deosebit pentru mine în cadrul acceleratorului a fost faptul că am putut socializa și nu numai socializa, ci mai mult am putut face schimb de informații cu colegi pe aceeași temă. Am vorbit practic aceeași limbă toți. A fost o experiență plăcută și din care am învățat multe. Din experiența acceleratorului voi duce elevilor mei 4 provocări și anume să aibă curaj să experimenteze, apoi să se informeze, să vadă ce au spus alții pe aceeași temă, pe urmă să pună în practică și sunt sigură că rezultatele vor ieși bune. Sunt clar competențe digitale, dar au nevoie și de faptul că ar trebui să știe să discearnă un pic ce e bine și ce e rău și să selecteze cumva informațiile. Rolul profesorului de informatică este acela de a prezenta ABC-ul informaticii. Eu zic că e suficient, pentru că pe urmă ei, dacă au pasiune, cu siguranță pot învăța mult mai multe, pot fi autodidacți și se pot canaliza pe ceea ce le place. O idee de proiect pe care îmi doresc să o pun în practică este aceea de a experimenta mai mult. Îmi doresc tare mult să reușesc să iau copiii aceștia și să îi duc în diferite companii și societăți IT și să vadă concret așa pulsul acțiunii acolo unde se petrec toate. Aș recomanda programul Predau Viitor pentru că este un salt, așa, un progres. Simt că am urcat 2 trepte deodată, nu câte una pe rând, pentru că s-a îmbinat foarte frumos și util activitățile utile, activitățile practice cu teoria. Acceleratorul Predau Viitor l-aș defini mai mult în verbe de acțiune, pentru că ne-a provocat, ne încurajează să facem ceea ce am văzut aici la școală și să transmitem mai departe copiilor noștri și ne și susține în același timp.